mai 2017, prin dispoziția primarului numărul 154 din 25 mai, sunt prezenți 14 consilieri locali din cei 15 în funcție, înțeleg că lipsește domnul județ, înțeleg că motivat. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Rog cu domnul președinte. Bună ziua! De plaș, procesul verbal, a ședinței anterioare, supus la vot sau dacă aveți discuții. Dacă nu sunt obiecții, se supune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Pentru ordinea de zi, datorită motivelor de urgente, a fost necesară suplimentarea ordinii de zi. Încă trei puncte, respectiv. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului privind cadrul, modalitățile și criteriile de analiză și soluționarea celor de atribuire a locuințelor ANL în ceea ce privește cuantumul chiriei, s-a discutat și la ședința de comisie. Proiectul de hotărâre privind acceptarea solicitării Consiliului Județean Bacău de trecerea unor bunuri imobile situate în Slănic Moldova, acum brigada silvică, din domeniul public al orașului, în domeniul public al județului, aici este vorba de pădurile Salvamont, au mai fost puse pe ordinea de zi a ședinței din luna martie. Consiliul Județean a solicitat un alt mod de redactare a hotărârii, motiv pentru care se va revoca hotărârea anterioară. Și proiect de hotărâre privind încheierea terenului atrânt exploatării zvoarelor de apă minerală terapeutică de la deținătorul legal al acestuia, în spețe 10 lor SRV. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi, cine este pentru? Împotrivă cineva? Se abține? Unanimitate. Atunci se supune la vot întreaga ordine de zi, cine este pentru? Dar aș vrea și o problemă la diversele. Da. Deci, pentru ordinea de zi în totalitate, cu completările ulterioare, pe ordinea de zi este, se retrage proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public. Asta s-a dus la cunoștință și în ședința de comisie de ieri. Deci, cine este pentru, pentru aprobarea ordinii de zi cu modificările ulterioare? Împotrivă? Unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului consolidat al unității administrativ-teritoriale oraș Slănic Moldova, inițiator Gheorghe Baciu. Dacă sunt discuții, punem la vot. Avizul comisiei. Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării navetei cadrelor didactice care nu dispun de locuință în localitatea Slănic Moldova și își desfășoară activitatea pe raza orașului. Proiect inițiat primarul orașului Gheorghe Baciu. Discuții? La zi. Se vor plăti la zi toate sumele, inclusiv luna aprilie. Avizul comisiei? Favorabil. Supunem la vot. Se abține cineva? Împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 3. Privind complementarea programului anual a achizițiilor publice la nivelul unității administrativ-teritoriale oraș Slănic Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 28, din 30.03.2017. Discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține. Proiectul numărul 4. Privind acordarea reducerii la plata taxei de salubrizare mediu pentru persoanele ce îndeplinesc condițiile prevăzute de hotărârea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 31, 30.03.2017. Avizul comisiilor? Sunt discuții? Favorabil. Da, aici este o primă etapă. De fapt, un prim lot de 14 familii care au situație financiară, care se încadrează în reducerea acestei taxe.
Știți foarte bine că s-a stabilit suma de 598 de RON de persoană ca și sumă de, la care se raportează reducerea. Unele familii au reducere de 12%, altele de 32%, altele de 78%. Este în funcție de veniturile care le au și cu această ocazie confirmăm ceea ce am promis, că argumentat și acolo unde este justificat, facem aceste reduceri. Dosarele sunt aici, dacă doriți să le vedeți, inclusiv trec pe la Serviciul de Asistență Socială, care știe foarte bine ce se întâmplă în teren și ce familii sunt în nevoie și încercăm să nu facem reducerea acolo unde nu este cazul. Trecem la punctul numărul 5. Se supune la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 128 din 22.12.2016 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare de la 1 ianuarie 2017 la nivelul UAT Oraș Slănic Moldova. Inițiator Gheorghe Baciu, primar orașului. Da, pentru cei care nu au fost ieri, este vorba doar de o modificare de text, nu este nicio modificare de tarif. Respectiv, activitatea ocazională se poate desfășura și pentru activități altele decât alimentația publică. În textul aprobat de noi în decembrie era doar pentru alimentație publică, ceea ce nu este corect și vrem să reglementăm doar textul. Dacă vreți să recitesc formularea de text, dar cred că asta... Taxa teren pentru alimentație publică ocazională va fi... Oricum, taxa teren pentru activități ocazionale. Bun. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, obiecte de inventar, materiale aflate în gestiunea orașului Slănic Moldova, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții? Da, pentru prima dată s-a făcut un inventar foarte serios și riguros la toate obiectele de inventar și mijloacele fixe. Sunt anumite echipamente, anumite materiale care trebuie casate și aș vrea să votați acest lucru ca să avem și un punct de pornire foarte exact și să-l putem urmări, să putem urmări toate achizițiile, să le și ocupă și spațiu unele dintre ele în magazie. Astea urmează să fie duse la firmele de reciclare, la conform legislației în vigoare, la remat. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? În unanimitate. Împotrivă. Trecem la punctul numărul 17. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind acordarea dreptului de folosință gratuită pentru terenul intravilan cu suprafață totală de 18 metri pătrați din proprietatea publică a orașului Slănic Moldova, situat în strada Ștefan cel Mare, pe durata executării lucrării, extindere, rețea, distribuție și branșament, presiune redusă. Inițiator, primar Gheorghe Baciu. Ați mai dat aprobări de gen. Este vorba de o conductă de gaze care o să-l acordeze pe cetățeanul respectiv și pentru care o nu cere acest aviz. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind încadrarea terenurilor utilizate pentru exploatarea izvoarelor de apă minerală terapeutică și aflate în zona de protecție în categoria terenurilor scutite de plata la impozitului de teren. Inițiator, primar Gheorghe Baciu.
Da, aici Flora, proprietarul unor terenuri care au ca destinație izvoarele de apă minerală, a făcut o solicitare la noi să o scutim de plata taxelor, conform legislației. Legislația prevede că se poate aproba cu acordul Consiliului Local. Propunerea mea pentru această situație este ca să existe o reciprocitate. Adică atât timp cât izvoarele curg să-i dăm reducere, cât izvoarele nu curg să nu-i dăm reducere. Respectiv, pentru că o să avem un punct prin care vom discuta chiria pentru aceste terenuri și după care urmează să pornească izvoarele, eu propun să dăm gratuitate la momentul la care aceste izvoare vor fi în vor regulă. Fi funcționale izvoare. Vor fi funcționale. Așa este. Respectiv, amânarea acestui deci punct pentru dată, dacă sunteți de acord. Dacă nu, se pune la vot amânarea. Dacă sunt amânarea. Numărul 8. Cine este pentru? Se abține? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind atestarea unor imobile, terenuri, construcții în domeniul public al orașului Slănii Moldova. Dacă sunt discuții. Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Împotrivă? Atestare. În domeniul public. Practic le aducem într-o zonă în care le protejăm. Nu le le asigurăm. Le garantăm că vor rămâne ale... Le securizăm. Deci poți avizul, unanimitate? Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre prin modificarea anexei numărul 8, inventarul bunelor care aparțin domeniului public al orașului Slănii Moldova, în sfârșit prin hotărârea Consiliului Local Slănii Moldova numărul 42 pe 1999 și aprobat prin hotărârea de guvern numărul 1347 din 2001. Inițiator primar Gheorghe Baciu. Avizul comisiilor? Nu pensa că nici nu e Pietro în sfârșit. Nu este inventarul ăla cu inventarul bunurilor, cu legea din păstrăție. Okay. Deci asta este procedura. Este discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot? Cine este pentru? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui lot de teren în suprafața de 30 de metri pătrați situat în Slănii Moldova, strada Nicolae Bălcescu, zona Curtea de Schi, în compensare pentru loturi de teren în suprafață de 30 de metri pătrați situat pe strada Ștefan cel Mare, concesionat domnului Mocanu Liviu și ulterior preluat în vederea construirii unui bloc ANL. Inițiator Baciu Gheorghe, primar orașului. Da, sunt două garaje care au fost demolate, practic, la construirea blocului ANL. Niciunul dintre ele nu a primit teren. Urmează și celălalt beneficiar să facă solicitarea. Ele au venit pe rând, le aprobăm pe rând. Este, domnul Mocanu este și un coleg al nostru. Este o dreptate care se face după ani de zile. Dumnealor și-au plătit impozitele, și-au plătit impozitul, taxa de concesiune. Este plătită la zi. Ar trebui să intrăm într-un litigiu vis-a-vis de demolare, vis-a-vis de compensații financiare. Am discutat cu dumnealor și sunt de acord cu varianta aceasta, să le dăm în altă parte să-și construiască un garaj și mi se pare echitabil pentru nedreptatea care s-a făcut
înainte. Că asta este. Nu este o nedreptate cauzată de noi, dar aș vrea să o repar. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? În unanimitate. Domnul Munteanu. Eu nu voi. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unui teren situat în oraș Slănii, Moldova, strada Nicolae Bălcescu, în baza dreptului de premunțiune. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este vorba de familia Pleșca. Știți că am mai aprobat câteva terenuri care practic sunt ocupate de istoric din 95, din 2000. Și dumnealor vor plăti pe 5 ani taxa din urmă, urmând ca să își se pună în legalitate cu situația de fapt. Adică să îi aprobăm actele de concesionare pentru ce? Pentru ce ocupă suplimentar. Este, dar punctual este acolo la, de la pârtie mai sus, unul din garajele respective. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Se abține cineva? Potrivă? Proiectul numărul 13 de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional reabilitare izvoare a apă minerală terapeutică Slănii, Moldova. Da, aici aseară am discutat mai mult, majoritatea dintre dumneavoastră știți, ne propunem ca izvoarele care le-am cumpărat noi, terenurile respectiv 300 de scări și sonda 2 și izvorul Sfântul Spiridon să fie reabilitate. Este practic o amenajare, o copertină și o amenajare a izvorului, așa fel încât să lumea să ia apă civilizat și să fim mai primitori. Totul se face din sponsorizări. Avem oameni cu suflet și nu vom cheltui niciun. Bine că nici noi avem, dar nu este cazul să cheltuim bani din bugetul primăriei. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României de transmitere în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală Iași, în domeniul public al orașului Slănii Moldova și administrarea Consiliului LAC orașului a unui imobil situat în Slănii Moldova, strada Nicolae Bălcescu, numărul 5. Este vorba de fostul sediu al ANAF-ului de la Slănii Moldova, al Inspecției Fiscale, care stă degeaba și am făcut demersurile necesare, dar este o primă etapă necesară ca să aprobăm în Consiliul Local acest lucru. Noi ne propunem să desfășurăm acolo activități ca suport pentru primărie, respectiv acolo se pot desfășura activitatea de evidența populației care desfășoară insalubru acolo la poliție. Avem deja punct de vedere de la cei care ne monitorizează că spațiul ăla este neprietenos, insuficient, neconform până la urmă. Și avem și alte gânduri pentru aceste. Sigur, se pot. Sunt două apartamente, le știți, că majoritatea dintre dumneavoastră ați fost acolo. Și ar fi important să vină în proprietatea noastră ca să le putem administra. Asta e o încercare, mă. Bine, sunt de acord. Ele au fost transmise tot gratuit, de la fosta întreprindere de gospodărie comunală la Ministerul Finanțelor. Da. Asta nu înseamnă că asta nu înseamnă că e în mod automat. Da. Ele au fost construite în 92 împreună cu poliția, două construcții noi acolo. În principiu e corect să se întoarcă la origine, adică în administrația publică locală, dar mă gândesc la, știu eu, pretențiile pe care pot să deocamdată le aprobăm că le pentru transfer. Dacă transferul se va impune
compensație pecuniară, venim și aprobăm. Așa este regula. Noi nu putem să... Imaginați-vă că și planul de achiziții și bugetul și veți vota la vremea respectivă. Acum votăm de principiu că suntem de acord să le preluăm. Dacă ne impun un preț mai mare, poate o spune, nu, doamne, ne construim noi altele. Nu știu. Deocamdată nu este cazul prețului. Nu apără. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii domnului Pipa Adrian de trecere din domeniul public în domeniul privat al orașului Slănii Moldova, terenului aflat în zona complex Cerdan. Discuție? Eu aș vrea să fac un comentariu aici. Este o solicitare la Slănii Moldova. Nu, ieri s-a discutat în comisii, dar vreau să precizez mai mult pentru cei care o să ne asculte sau ne văd. La Slănii Moldova a fost un mod de lucru în care concesionai un teren, după care făceai demersurile și îl cumpărai. La momentul acesta, noi nu avem, da, dar legea înseamnă o aprobare, un acord al Consiliului Local, o aprobare, nu un acord, chiar o aprobare. S-a aprobat să se vândă niște terenuri din Slănii Moldova, care astăzi ne încurcă dezvoltarea localității noastre și, drept urmare, ca și principiu de lucru, eu propun să nu acordăm cumpărarea terenurilor concesionate, întrucât la momentul acesta, până nu ne așezăm cu proiectele și cu toate viziunea de dezvoltare de secol 21 a Stănicului, că suntem în secolul 19, să oprim această situație. Respectiv, am vorbit la general, pentru această speță, eu mi-am argumentat punctul de vedere. Decizia este dar dacă este o aprobare a Consiliului, de ce să ne aprobăm înainte ceva? Poate e cineva care are dreptate, să spun bun, dar se pare aberant acest punct. Eu am spus că de principiu, eu asta este punctul meu de vedere. Fiecare aici dintre noi avem voie să avem puncte de vedere diferite. Ca mod de lucru al meu, ăsta va fi modul de lucru. Dacă dumneavoastră, în schimb, votul este la dumneavoastră. Dacă dumneavoastră sunteți de acord să lămutăm din domeniul public, tocmai am adus în domeniul public acum două voturi, niște terenuri, ca să putem să ne dezvoltăm, să putem să facem anumite lucruri pe ele. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, și apropo, domnul Munteanu, să știți că drumul ăla din spate de la tot așa a fost de la Racoviță, calea de acces, care acum este în proprietatea lui Flora Lată de 5 metri, care blochează niște proprietăți, este în domeniul privat. Dar tot a trecut din domeniul public, s-a dus în domeniul privat al primării și după aceea a făcut cineva un cadastru, un schimb, nu știu ce a făcut acolo. Nu aș vrea să fiu răutăcios. Este un nonsens. Dacă Consiliul Local, în condițiile în care cineva solicită cumpărarea concesiunii, aprobă sau nu aprobă, de ce să aprobăm dinainte că nu vrem? Dar nu, dar n-am ce uitat. Nu aprobăm acum. Ea a spus cum vrea de principiu, cum punctul de vedere de principiu. Noi acum aprobăm cazul personal. Dar noi nu aprobăm în general astăzi ce... Noi aprobăm un caz punctual, îl aprobăm sau nu aprobăm. Cererea domnului Pipa, atât. Ar fi să aprobăm că a făcut o cerere. Dar ce este cu explicații unde este, pentru că noi eram bojit... Este lângă pârtii, am arătat ieri schițele. Suprafața... Cât este? 90 și 100 mare. Nu, doamne, dar numai despre asta e vorba, de cazul Pipa acum. Hai, avizul și votul, că ieri am discutat în comisia, azi domnul Munteanu, discutăm doar de cererea domnului Pipa, nu în general. Da, asta ați înțeles. Da. Avizul comisiilor? Favorabil. Nu, Zef? Favorabil. E invers. Nu, dar propunerea este de respingere. Nu, propunerea a fost că e corect. De respingere da. Bun, atunci aviz favorabil. Se supune la vot? Deci votăm respingerea cererii. Votăm respingerea cererii. Se supune la vot respingerea cererii domnului Pipa. Mă abțin. Și abținere sau împotriva? Numărul 16.
numărul s-a retras. Proiect de hotărâre pentru modificarea regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționarea cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și încheierea acestor la nivelul orașului Slănic Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 106, 21-10-2016. Inițiator, primarul orașului Gheorghe Baciu. S-a schimbat legislația în aprilie și suntem obligați și noi să ne aliniem legislației. Respectiv, taxa chiria lunară nu va mai fi o sumă fixă, ci va fi corelată cu veniturile persoanei, familiei care locuiește în spațiul respectiv. Și nu este negociabil, nu ne apucăm noi să modificăm legea acum pentru Slănic Moldova. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot cine este pentru? Unanimitate. Trecem la următorul punct. Privind acceptarea solicitării Consiliului Județean Bacău la detrecerea unor bunuri imobile situate în Slănic Moldova, punct Brigada Silvică, din domeniul public al orașului Slănic Moldova în domeniul public al județului Bacău. Da, Consiliul Județean ne-a făcut o observație. Noi am votat acest lucru acum două ședințe, cred, condiționat ca pe toată durata să existe punct de salvament acolo. Nu există transferul de proprietate condiționat, respectiv, juristul de la Consiliul Județean a făcut un punct de vedere că trebuie să fim de acord cu formularea care să îi dea 100% drepturi de folosință acestui teren și clădiri, urmând ca noi să putem reglementa în pugul localității noastre anumite restricții pentru această suprafață. Și propunerea mea este să acordăm în condițiile în care ne-au propus dumnealor, pentru că altfel dumnealor au deja pus deoparte în buget o sumă de 300.000 de ron pentru anul acesta și sperăm chiar să pornească activitatea acolo. Dacă nu, maxim la anul, dacă tergiversăm aceste lucruri, se pierd și banii și, bineînțeles, că și timpul se decalează. Mă gândeam la un lucru pe care eu știu foarte bine. Deci activitatea salvamont în Slănic, înainte de 89 a început. Și era condusă și coordonată de fosta Casa de Cultură, mă rog, și sub patronajul primăriei. Au fost trimiși și o mulțime de tineri să fie școliți pentru monitori. În același timp s-au făcut niște paramedici care să sprijine această activitate. Dar întotdeauna această activitate a fost a Slănicului. Când spuneați de Consiliul Județean, mă gândeam că după investițiile făcute de dumnealor, după 5 ani de zile, aceste investiții rămân în Slănic, așa cum se întâmplă și cu Curtea de Schi. Deci cred că nu e bine să acordăm Consiliul Județean acest lucru. Ar trebui să mergem în continuare pe această variantă salvamont. Bun, că vor să facă investiții, domnul consilier, noi l-am acordat acum două ședințe. Dumneavoastră v-ați schimbat de atunci până acum, părerea este altceva. Nu am gândit la Curtea de Schi. Eu vă spun din surse sigure. Bușteniu încasează taxe pentru salvamont. Da? Dar să lămurim că salvamontul nu se află în momentul de față, se află în coordonarea Consiliului Județean, în coordonarea. Da, dânsul spune să-l coordonăm noi. Cum să-l coordonăm dacă este la Consiliul? Știți câtă cheltuială este salvamontul pe an? Și nu deservește numai Slănic Moldova. Echipa de salvamont de la Slănic Moldova deservește toată zona munților din județul Bacău. Adică noi nu putem să ne asumăm acum, chiar și în condițiile astea, mai ales în condițiile astea vitrege, financiare, să preluăm noi salvamontul. Dar care este urmă. Pentru că nu putem prelua asta, dar este important că cum să investim într-o clădire care pentru un serviciu care nu este la noi. Nici bun. Nu putem să facem lucrul ăsta. Deci e o chestie care nu are logică. Bine, ai spus punct de vedere. Domnul Munteanu, doamna viceprimar, acea clădire și acel teren l-am obținut din partea Consiliului Județean eu la timpul trecut.
am construit și aia, a fost, știu băieții, îmi pare rău că Gicu Vorleanu nu mai este, dar tot știe și a... Despre ce perioadă vorbim? Înainte de 89. Înainte de 89. Înainte de 89, când a început. Pe pământul 90. Salvamentul Bănescu era primărie. Nu, asta sunt pe primărie. Pentru ca să înțelegem și noi despre ce vorbim. Ce nu înțelegeți, că l-am făcut noi, noi am avut terenul, noi l-am construit, l-am edificat pentru Salvamont. Și acum, eu nu am nimic împotriva ceea ce zice domnul jurist. Dar fac și o întrebare pertinentă. Aceste moluri, care sunt pe terenuri închiriate, cum au investit și Consiliul Județean poate să investească ce mare lucru investește Consiliul Județean la Sărimul Dobă? Ca să meargă în continuare activitatea pe Consiliul Județean, pe unitate închiriată. Că aia, dacă o dăm, rămâne dată la județ. Domnul Munteanu, argumentul, eu am pus această întrebare. Nu, argumentul dumneavoastră... este argumentul că toate molurile sunt pe terenul închiriat. Argumentul, argumentul dumneavoastră... Asta e valabil pentru, pentru investitorul privat. Pe, Consiliul Județean nu va putea, dumneavoastră, probabil că ar trebui să știți, să, să desfășoare o investiție pe un teren care nu e a lui. Cu noi, primăria, nu putem face... o investiție pe un teren care nu este al nostru, tot la fel nici Consiliul Județean nu poate. Noi avem într-adevăr opțiunea. Dar să concesioneze, care și-au construit palatele. Nu mai puțin. Aici lucrurile... Răspunsul dumnealor este... Nu mai puțin. Răspunsul dumnealor este că odată că nu poate să facă nicio investiție, dar doi, deservirea această echipă deservește mai multe localități din județul Bacău, respectiv, ca să investească, știți foarte bine că acolo va fi un punct de primire urgențe, se va dezvolta acest punct de salvamont, că noi ne propunem să atragem turiști, să se ducă pe munte, să se plimbe, nu este o glumă. Și eu am propus acest lucru ca și, nu îi dăm unui privat acest teren, îl dăm Consiliului Județean ca să facă un obiectiv necesar pentru a... Nu mai spun că angajații sunt aici și alte beneficii care vin din această activitate. Intervin din nou și revin la ceea ce spuneam cu pârtia de schi. Eu știu că această pârtie de schi a fost construită împreună cu Consiliul Județean. Nu există aceeași posibilitate și pentru Salvamont. Nu, pentru că în acordul de parteneriat pentru finanțarea pârtiei de schi au fost niște fonduri europene și primăria Sărim Moldova a pus terenul, cum bine știți, Consiliul Județean a pus banii și îl administrează și Comunitatea Europeană a pus diferența de bani. Aici nu vorbim, vorbim de legislația românească care spune așa, când vine Curtea de Conturi și spune, cum i-a spus și lui Consiliul trecut, că a cheltuit niște bani pe niște lucrări care erau la drumurile naționale. Dacă știți, acești popici care se ruginesc cu lanțurile alea, da? Avem punct de vedere de la Curtea de Conturi că acea lucrare respectivă s-a făcut pe terenul drumurilor naționale și nu ai voie. Argumentul dumnealor este clar, din punct de vedere juridic, eu l-am înțeles, eu nu cred că ar trebui să ne blocăm la acest lucru. Dar haideți să luăm situația inversă. Să spunem că nu dăm această pârghie, că suntem întâlnată la Consiliul Județean. Noi, ca primărie, nu putem să investim în această pârghie pentru că serviciul de salvamont nu este la primărie. Cum am putea să facem un centru de salvamont câte vreme nu avem acest serviciu? Dar să spunem că facem, ca probă. Dar noi aici cum să facem? Dar omii primării de la salvamont sunt plătiți în... Să spunem că facem, că teoretic avem voie să facem orice. Dar cu ce? Când? Ei deja sunt aici, deja au bugetul pus deoparte. Nu, dar noi cu ce să facem? Că noi nu putem să plătim nici creditori. Ce facem acum? Dacă îl facem, ar însemna să deservim noi Dărmănești, Târgov, la Oituz, cu angajați de la... Bun, dar asta implică cheltuieli foarte mari. Exact, și niște responsabilități. Deci este echipament. Dacă vreți cazul, seamănă cu ăsta cu pompierii, care l-a mai aprobat toată. Dacă credeți că pompierii o să investească și să plătească și chirie, da, e bine. Dar să mai găsiți, când găsiți afacerile astea în privat, anunțați-vă și pe mine că vin și eu cu altă parte la chestia asta. Bun. Avizul comisiilor? Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Se abține? Cine se abține? Împotrivă? Nu,
Următorul punct. Privind închirierea terenului aferent, exploatării izvoarelor de apă minerală terapeutică de la deținătorul legal al acestora. Discuție? Am discutat la început despre flora și practic aprobăm evaluarea ca un prim punct. Da? Doamna secretar, aveți toate punctele aici. Deci evaluarea la punctul 1. Articolul 1 este raportul de evaluare. Așa. În cele două variante pentru... Pentru toată suprafața și pentru suprafața solicitată de noi. Deci evaluarea trebuie să evaluare pentru în cele două variante, o primă variantă cu suprafața propusă de noi, la care ei nu sunt de acord, și suprafața propusă de dumnealor cu toată suprafața, adică toată suprafața deținută în zonă. La al doilea punct se aprobă închirierea terenului aferente exploatării izvoarelor de apă minerală terapeutică pe durata până când vom obține licența de dare în administrarea și exploatarea izvoarelor. Apoi se constituie o comisie de negociere la care așteptăm. Am pus acolo până la licență, în sensul în care după ce vom obține licența de dare în administrare, se pot schimba anumite aspecte și atunci, dacă se va continua, vom da o hotărâre de Consiliul Local în continuare, adică vă vom supune atenției. Dacă regulile se schimbă, atunci punem chiuvete sau altceva, atunci putem... Cișmele, pardon, că așa le-am denumit noi, atunci putem să schimbăm aspectul. Și în supericirea primarului să semneze să contractul de închiriere aferent. Da, de luăm pe rând, nu? Așa. La punctul 1, raportul. Să da? Dar atunci ar trebui și comisia, să facem și propuneri pentru comisie. Păi minim 3, că așa este bine. Eu propun ca la această negociere să participe domnul Cazacu, care a fost cu mine la București și am discutat la Agenția de Resurse Minerale condițiile în care noi preluăm acest lucru și ar fi o continuare, adică ar fi mai în cunoștință de cauză și o persoană, eventual, vă rog pe dumneavoastră să propuneți ca să nu apar numai eu. Care de negocie. Propun pe domnul Mihai Rotaru. Mai sunt propuneri? Domnul Mucan Olivier. Propun... Avem două propuneri. Sunt trei propuneri pentru un șur. Acum, că din ce domnul primar, evident. Trei cu domnul primar sau? Trei cu domnul primar. Cum stabiliți dumneavoastră? Nu, trebuie să fie impar. Trei sunt suficient. Dacă vreți să facem o comisie din 5, facem din 5, numai că trebuie să deplasăm la bancă, o să... Deci, practic... Propunere pentru domnul primar. Cine este de acord? Pentru domnul Cazacu. Se abține cineva împotrivă? Pentru Rotaru. Pentru Mihai Rotaru. Pentru domnul Unteanu. Pentru domnul Unteanu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci sunt de acord cu murate. Domnul Cătescu, domnul Ionel, domnul Moraru Gabriel și încă doi, domnul Rotaru și domnul Cătescu. Nu. Și pentru... Și pentru Rotaru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci s-au abținut la ușor, domnul Ionel. Domnul Rade, domnul Cotescu, domnul Ionel, 5, și încă cineva, și domnul Cotescu. Păi exact cei care au votat. Da. Așa, deci rămân domnul primar, domnul Cazacu și domnul Rotan. Și din mediul privat care au hoteluri și consumă familială.
De asta era bun. Nimeni. Dar nu i-am votat domnul Munteanu, eu am propus. Nu, dar... Că eu ce să fac? Uitați, consultați-vă. Consilier mai mult sunt propate, se votează cu... O comisie de trei cu primarul în frunt. Facem o comisie mai mare, care, uitați, spuneți, domnul, dacă sunteți de... Da, dar una este ca reprezentanța economică, alta ca reprezentanța agenților economici. Să fiu reprezentant al agenților economici în comisie, de ce nu? Deci una e... Păi oricum s-a făcut propunerea domnului Munteanu. Dar nu asta este asta, se poate ce la alte agenții economici. Nu consideră reprezentat. Deci, propunere. Deci, eu propun să mărim la comisia cu altul și să vină și domnul Munteanu. Care? E foarte bine așa. Da? Da, da. Bun, sunteți reprezentant al mediului privat. Și un reprezentant al mediului privat. Dar eu nu reprezentant la statului, dacă vreți să vă răspund. Dar nu contează, lăsați. No, dar e bine să vină și domnul Munteanu. Părerea mea este că să nu ne ducem acolo. Lăsați-o așa cu toți, că poate nu pot eu să vin. Ajungem în fața acelor oameni și nu suntem hotărâți ce vrem să facem, negocierea va fi de succes. Doamna zice, dar suntem țigani. Nu, deci eu nu spun așa ceva. Doar, doamna, nu pot alege, doamna. Am spus în casă să membrii comisiei să pună de acord înainte și când ajungeți la negocieri să fie un punct comun. Nu trebuie primar, trebuie să fie primar, nu trebuie să nu gulibaș. Deci, propunerea este comisia să fie din 4. Sunteți de acord? Da, e cel mai bine. 4 și aș mai votez luat pe domnul Munteanu. Și mai votez. Cine este de acord pentru propunerea domnului Munteanu? Păi am votat de acord. Suntem de acord cu toți 4. Da, dar era cu 3, era cu 3, s-a modificat. Da, erau 3, 4 pe 3 locuri. Acum sunt 4 pe 4 locuri și s-a votat de acord. Cei 4 sunt votați. Nu are limitate sau votați. Supunem la vot tot proiectul de hotărâre. Modificat ulterior. La diverse. Eu aș vrea să vă spun că avem un prim rezultat al proiectelor. Deja avem registrul local al spațiilor verzi. El este publicat pe site-ul primăriei. O să am un singur exemplar, o să vă, dacă doriți să-l consultați. Este obligație după o lege din 2009. Fiecare localitate trebuie să aibă registrul spațiilor verzi. Dacă nu avem registrul spațiilor verzi, nu putem să punem proiecte pentru reconversia spațiilor degradate. Pentru că alea trebuie să evidențiate registrul spațiilor verzi. Suntem în faza în care vom porni și proiectul pentru 5.2, pentru reconversia spațiilor degradate. Țintim câteva puncte, printre care coasta de la hotelul Venus, care e plină de bălării și de salcâmi și de mizerie. Avem un teren pe lângă Albia Răului Stănic, în zona, în drept cu parcul și la 300 de scări, dacă este acolo e ceva cu intravilanul și cu extravilanul, încă nu suntem siguri. Mai avem zona de peste drum de restaurantul Cascada, e o fâșie de teren acolo care e degradată toată până la Biserica Catolică. Toată zona aia de acolo să o redăm, să o amenajăm, inclusiv digurile de protecție, malurile de protecție. Da, nu e Cascada la Biserica Catolică. Nu, restaurantul Cascada, Cerdac, scuzați. Păi de aceea v-am zis. Cerdac, rectific. Restaurantul Cerdac, peste apă de restaurantul Cerdac, este o zonă, o știm cu toții, unde este și puntea de trecut și celelalte, care este degradată și mai avem la Cireșoara, la Cerdac, avem anumite zone care le țintim să le amenajăm pe acest proiect, dar obligativitatea să avem registrul spațiilor verzi exista, așa că putem să-l bifăm ca și un obiectiv realizat. Despre evoluția proiectelor, suntem în grafic cu proiectul pe mobilitate. Chiar zilele astea se fac măsurători de trafic și se vor trage niște concluzii vis-a-vis de aceste proiecte. Dacă unele informații ajung la dumneavoastră
trunchiate sau adăugite, aș vrea să ne consultăm. Spre exemplu, această parcare care noi o țintim să o amenajăm este doar o idee. Noi vom aduce în fața dumneavoastră și viziunea arhitecturală și studiul de soluție în așa fel încât să convenim împreună dacă este bine să rămânem așa cum suntem sau este bine să facem ceva mai bun. Aș vrea să vă liniștesc pe toți, să nu credeți că noi ne propunem să punem la punct pe cineva sau să facem vreun abuz. Este interesul comun, trebuie să fie mai presus decât interesul personal și vă asigur că ne vom consulta cu dumneavoastră în așa fel încât să nu descurajăm investitori sau să descurajăm turiștii să vină la Sălii Modova. Este ultimul lucru care ne dorim. Mai avem proiectul pe axa cu stațiune, pe 7.1, este în curs de desfășurare. Am reușit să intabulăm niște străzi, o să urmează și altele. Suntem într-o fază avansată. Sperăm să ne încadrăm în termen. Este foarte, foarte clar că în 3 luni de zile, respectiv 20 iulie, ne-ar trebui să punem acest proiect. Și deja stațiunile celelalte s-au mișcat. Sunt proiecte depuse la prima etapă de deschidere, nu? Târgu Ocna, Vatra Dornei au depus și încercăm și noi să recuperăm timpul pierdut. Cam asta este. Vă mulțumesc frumos dacă sunt ceva întrebări. Dar mai era domnul Munteanu. Și înainte de domnul Munteanu, fiindcare legătură cu igienizarea spațiilor stravers, sunt câțiva copaci valoroși pe malul apei Slănicului din parc dendrologic. Cine face igienizarea asta? Să o facă rațional, să nu-i tai, să-i curite. Adică, s-au mai făcut, s-a tăiat. Domnul consilier, da. În acest registru veți găsi și denumirea arborelui, pentru că registrul spațiilor verzi înseamnă inclusiv inventarierea fiecărui copac cu specie. Și o să, dacă intrați pe pagina primăriei, o să găsiți acest registru, sper de mâine, că e un format foarte mare, CD-ul respectiv. Arborii au ieșit spontan. Dar și verificați, dar puteți să verificați dumneavoastră de pe internet și dați un like. Dacă găsiți arborii respectiv. Dacă l-am tăiat, dacă îmi tai degeaba mai deci de la început, nu mai are voie să de la început, din momentul să în care fii atenți, să nu... Am înțeles grija ca și ce... la cu castori acolo, e cineva, cum îi spune, la proprietarul de la păstrării. Roșculeț. Roșculeț își trimite oamenii și strică habitatul castorilor. Am mai trimis adrese pentru... avem grijă și pentru păsări, și pentru castor. Și pentru copaci. Și pentru copaci. Apropo, ați putea să donați un arbust care îți poartă numele dumneavoastră la Sălii, ca să fiți chit așa față de grija care o aveți la... Mă gândesc da. Încă gândiți-vă. La specii sau alea. Gândiți-vă. Și voi faci. Pot să... Aș vrea să propun ca pe viitor Consiliul Local să aibă în vedere câteva chestiuni, și anume când se va începe inventarierea destinațiilor de cazare de pe vale, pe toată valea, și când se va încheia, pentru că noi, cei care plătim taxa de frumusețare și celelalte taxe și impozite, începând la primărie până la Corona Moldovei, se ține dreptățiți, pentru noi plătim tot și alții nimic. Și am mai spus-o asta și nu știu de ce se tergiversează. Chiar dacă apare sau nu le pare bine unora. A ce înseamnă de la primărie în sus? Deci de la primărie, adică de la primăria la Poiana Verde în sus, se plătesc taxe. În jos nu se plătește nimic. Și nici pe partea asta de râu, nici pe... Știți foarte bine și unii dăm după deget. Iar aș vrea să se facă inventariere și atunci să vă vedea cine și cum. Și vrem să fie cât mai repede. A doua chestiune, aș vrea, pentru că
Am discutat cu domnul primar și nu sunt fonduri pentru ca să ne apucăm și cu doamna vice să facem într-adevăr o acțiune amplă de la Cereșoaia până la Cascadă sau poate chiar până la camping pentru traseul turistic, dar măcar cei care au fi apte să o depozteze înăuntru, să-și depozteze acele colibii groaznice în curte și să facă ca peste tot, cum ar fi la Bărchița, cum e la Coghiz, să facă un panou de prezentare a pietrei frumos, civilizat, să nu facă ceea ce se întâmplă în drum. Nu am nimic cu oamenii, dar eu cred că este destul de așa, aiurea și urât când intri la Cereșoaia, dai să fie acea baracă cu ciolofane și... Aia de pe dreapta e dărâmată, trebuie să recunoașteți. Domnul primar, eu știu, aia. Dar... E una stânga. Am avut acei turiști care ați participat dumneavoastră, eu n-am știut de acțiune, n-am fost informat și poate am dat unul informat și unii, că chiar la mine s-a ținut. N-a fost acțiunea noastră. Acești, nu știu, fost, aia. Institut... Noi am plătit să venim acolo. Dar ați văzut că au zis unii că se parcă suntem în Africa, vis-a-vis de Bălărișare. Altă chestiune era că poate se găsește un proiect de hotărâți privind ca toți cetățenii, toate unitățile și toți cei deținători de teren să-și amenajeze în față așa cum era înainte, conform legii 10, domnul Mocanu, cred că știți bine, să-și facă curat, să-și amenajeze locurile, pentru că anumite persoane, eu, întâmplător, am discutat cu ei, poate nu chiar întâmplător, dar am discutat că vreau să văd și o opinie, a zis să vin la primărie să-i facă curat în șansă. Și eu nu cred că... Dar trebuie să facem o hotărâre de Consiliu, să știți că sunt foarte multe primării care au adoptat această hotărâre, până este obligat să-ți faci curățenie în față. Și vis-a-vis de parcare, domnul primar, cât ai de suprafața la stradă? Nu, da, cât e suprafața la stradă, sau știu eu, la... Bun, da, dacă îmi dați voie să fac o precizare aici. Suntem pe cale să elaborăm, să scoatem la transparență prima dată un regulament de condomeniu, care se referă atât la case, atât la case, cât și la blocuri. Pentru că, domnul consilier, blocurile trebuie să aibă asociații de proprietari. Am avut 3 întâlniri și nu vine lumea să se asocieze. Și atunci, primăria va scrie acolo că asociația de proprietari trebuie să facă aia și dedesubt. Unde nu există asociație de proprietari, primăria preia toate responsabilitățile vis-a-vis de monitorizare, de inventariere, dar și de zugrăvit. Că noi putem să stăm cu blocurile astea în special, bineînțeles. Bineînțeles, pentru că altfel gratis domnul Mocanu nimeni nu dă. Bun, dar asta vine în consensul nostru și inclusiv există un proiect de hotărâre mai vechi pentru curățenia asta, dar care noi, pentru mine personal, nu acoperă tot spectrul ăsta. Pentru că noi vrem inclusiv la gospodăria de care este în regulă și cadastrată și în regulă cu urbanismul și întreținută, să-i dăm titulatura de gospodar de slănic, să venim și cu o compensație, cumva să apreciem pe cei care își fac această... Ok, dar atunci să ne propunem la următoarea ședință, la peste două... Nu, trebuie să facem la transparență regulamentul de condomeniu, care încă lucrăm acum la el, am împrumutat de la Oradea, ca să nu este un secret, și încercăm să-l adaptăm la zona noastră. La transparență stă 45 de zile, mai întârziem puțin, e adevărat, dar când l-am scos pe regulament poți să-i atragi atenție, prima dată să conștientizezi ce trebuie să facă și după aceea să-l sancționezi, pentru că acolo în regulament vor fi inclusiv sancțiune pentru pietrar, pentru alte, nu pentru pietrar, pentru cel care are urât în fața casei, pentru că până la urmă sunt și pietre așezate frumos, care dau un aspect și care respectă o distanță față de marginea drumului, nu este o problemă. Referitor la ceea ce a spus dumneavoastră cu parcarea, când a fost aprobat atunci, nu s-a specificat exact parcare cu 1 plus 5, cu ce și nu știu, doamna zice, dar nu stați să vorbesc. Eu v-am respectat și vă respect, dar lăsați-mă să răspund, pentru că asta este foarte, de fapt, o să vedeți că eu spun niște lucruri normale. Deci nu s-a făcut atunci specificarea, s-a făcut specificarea unui plan de dezvoltare a localității, nu s-a făcut exact, domnule, facem aici parcarea. Dar dacă totuși dumneavoastră ați catalizat acest lucru, nu ați făcut consultarea celor din jur. Știți că în conformitate cu legea construcțiilor trebuie să aveți, deci trebuie să aveți aprobarea
trebuie să aveți aprobarea vecinătății. Deci nu, aici nu se mai discută. A altă chestiune, contractul de concesiune care dumneavoastră a zis că acum a zis că nu, dumneavoastră va fi de nu știu ce. Ați dat ultimatum de 30, uitați hârtia dumneavoastră, ați dat-o la Rom Telecom, ați dat-o la domnul Alecu și chestiunea este că mi se pare puțin pripită toată chestiunea și vă spun și de ce. Pentru că în 3 zile nu o să vă răspundă nimeni, mai ales că numai astăzi era de răspuns, pentru că s-a emis. Și până nu se mai poate. Și atât acolo că dacă nu se dă răspuns, înseamnă că sunt de acord. Dar eu aș spune altfel. Dacă dumneavoastră ați zice că să se facă această chestiune, în primul rând vă spun că nu sunt necesare parcări până la ora actuală așa de stringente, pentru că nu avem unde să parcăm mașini, stau unde peste altele și nu știu ce. În al doilea rând, vreau să vă zic că această construcție opulentă aici în față, gândiți-vă că închide toată vizibilitatea celor trei hoteluri care vor fi în faliment. Noi, în Slănic Moldova, pentru că aceste ziduri vor fi în față, oamenii vor apartament sau cameră cu vedere, cu lumină, cu verdeața de munți, cu aer. Aceasta va obtura această vedere și noi în Slănic Moldova tratăm aparatul digestiv, respirator, afecțiune hepatobiliare și cele reumatismale. Pentru cei care vor fi cu afecțiunile respiratorii, credeți că le va prinde bine aceste eșapamente de parcare. Și, de asemenea, ascult acolo finanța. Pentru că este o chestiune foarte importantă pentru Zâng. Dacă dumneavoastră nu vă interesează, eu sunt un hotelier care de 30 de ani mă lupt aici în Slănic și vreau să vă spun când dumneavoastră erați pe la Pregoma, la primărie sau la Ivo, eu țineam Slănicul deschis prin acel hotel Venus, doamna Vice. Care eu am luptat pe acolo. Nu am luptat pe acolo, noi am vorbit de parcare. Nu, deci dumneavoastră ați votat, ați dat ultimat, uitați hârtiile aici. Și am și domnul Munteanu, acest proiect câtele, păi bine, haideți să le luăm pe rând. Sau spuneți tot ce aveți de spus și după aceea. De asemenea, vreau să vă spun că acest mare, acest opulent, mastodon care se va face pe P plus 5 este un mastodon. Unde ați auzit dumneavoastră pe plus 5? În Cotraceci. Este postat pe site-ul primăriei aici? Domnul, este postat. Uitați aici. Uitați-mă, plus 5. Da, dar nu este aprobat proiectul. Nu, dar eu nu știu, eu nici nu am nevoie să fie aprobat. Da, să facem plus 7, ca să fie mai... Păi, nu, vreau să vă zic că atunci trebuie să menționați tot durată de timp pentru care trebuie să plătiți daune. Noi vom avea daune în zonă. Și în plus de aceasta vă spun că ar fi cel mai frumos și corect. Pentru ca să nu fie în contradictoriu cu mediul privat, ar trebui să găsiți un alt loc și cele două locuri care sunt mai plauzibile este parcarea de acolo la Venus, unde spune asta că arată urât de alul ăla și eventual acolo la terenul de tenis. Aș vrea să vă mai spun un lucru care nu l-ați luat în seamă, că dacă se umblă la această groapă, atunci și hotelul de Mira și hotelul Eurovacanța au probleme privind mișcarea lor către apa Zălicului. Poate cineva, dacă o să poate să mă contrazică, eu vă spun că nu. O să vă spun și o să vă argumentez domnul Alecu, grupul studii făcute de Nu, cred că nu e o bună. Ar trebui să, asta vreau să zic, că n-are sens să ne confruntăm și să discutăm în contradictoriu și să mă amenințăm sau nu știu ce, că știți că m-a amenințat domnul Alecu și pătrat pe casă. Eu mă alătur lui și șova la fel și atunci n-are sens, cred că ar fi bine de găsit altă soluție, nu aici în față. Este o părere a noastră și eu, dacă dumneavoastră o să insistați pe acest proiect, eu o să consult și oamenii din localitate, în calitatea mea de da, foarte bine, foarte vreau bine. Doar să, vreau doar este... să întreb, nu se vede urât groapa asta, domnul... Nu. Nu, 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 mi se pare nu. Numai puțin, că aici mi-a spus niște întrebări și vreau să vă răspund. La primul punct, domnul consilier,
M-aș fi bucurat dacă această atitudine a dumneavoastră de dragoste pentru Stănic ați fi avut-o și când Consiliul Local al lui Șerban a fript sala aia de sport acolo. Nu, domnul Munteanu. Domnul Munteanu, dar puteți de atunci să inițiați procese cum a venit. Cum amenințați, cum amenințați acum că faceți proces? De atunci aveați timp să faceți procese. Adică vreți să spuneți dumneavoastră că sala aia de sport se vede frumos? Nu, da? Bun. Sala aia de sport se va putea muta. Bun. Se va putea muta. Da, ăsta este un punct al dumneavoastră. Eu aș vrea să inițiați dumneavoastră acest proiect de mutare a salei de sport ca să fie treaba mea. Bun. Răspunsul este, numai puțin, domnilor consilieri, nu facem lucruri impuse. Noi am scos acest proiect la consultare. Este trecut acolo dintr-o eroare pe plus 5. El va avea scopul principal al acestui proiect este ca turistul dumneavoastră, domnul Munteanu, de la hotel Charles Remira, să vadă frumos când se uită de pe balcon. Acum nu se vadă o groapă cu praf, cu mizerie. Groapa a fost întotdeauna amenajată. A fost frumos teren. Da. Dumneavoastră v-ar plăcea să amenajăm groapa respectivă, dar Stănicul riscă să piardă un teren care nu mai câștigă niciodată. Eu aș vrea să-l câștigăm. Și forma prin care câștigăm acel teren trebuie, încadrat arhitectural cu ce spuneți dumneavoastră, cu clădirile dumneavoastră, trebuie în consens și să nu deranjeze clădirile din... Sunt de acord că omul când se uite pe geam nu trebuie să vadă niște betoane și așa mai departe, dar refuzați un proiect înainte de a veni cu un studiu de soluție. 4 milioane de euro cu care se poate face altceva. Domnul Munteanu, nu avem banii ăștia, sunt pe un culoar de finanțare care pot fi atras sau nu. Dar aș vrea de principiu să vorbesc. Mie mi-ar plăcea ca această atitudine foarte exigentă cu primăria să vă însușiți. Pentru că strada asta este plină de mașini parcate, inclusiv trenulețul care nu plătește taxe de parcare și alte lucruri care eu nu vreau să le spun acum pentru că este jenant. Eu aș vrea ca măcar cu măsura cu care dumneavoastră sunteți exigent față de ideile noastre, repet, deocamdată este o fază de idei. Poate nu facem nimic, poate lăsăm balta aia acolo, dar o să pot arăta cu degetul la niște oameni care au blocat un proiect înainte de a se naște. Eu vă asigur că acest proiect nu se va face în contradicție cu viziunea de dezvoltare a Stănicului, dar poate că e puțin probabil să-l facem pe dorința tuturor întreprinzătorilor din Stănic Modon. Dar majoritatea, dacă va selecta că acest proiect trebuie făcut, o să trebuiască făcut. Și eu vă spun că va fi atât de frumos încât o să pun caseta când se va inaugura acest proiect cu acest blocaj al unor oameni care spun că să nu se facă. Nu este vorba de parcare. În principal... Asta e cea mai tare prioritate a partidului? Nu este. Este și asta un... Nu, noi am mers pe culoare de finanțare. Și un culoar de finanțare este pe mobilitate, care, culoar de finanțare, ne dă voie, domnul Munteanu, să avem autobuze electrice care să ia turistul dumneavoastră să-l ducă la pârtie, să-l aducă înapoi și așa mai departe. Da? Nu, este turistul dumneavoastră, pentru că sunteți întreprinzătorul Stănicului. Nu este turistul primăriei, este turistul localității, este turistul... localități. Ba da, este foarte bine și vreau să vă încurajez să rămâneți un întreprinzător cât mai aproape de regulile care se fac. Dacă ați făcut somații să reziliați parcarea care o avem concesionată și locul unde se scot cu dedul nostru în Ba da, foarte mult chiar. Vreau să vă ofer o parcare mult mai civilizată la un preț mai mic, domnul Munteanu, dacă vreați voi. Sau gratis, dacă s-ar putea. Da? Rețineți acest lucru și o să discutăm la final când o să vedeți proiect. Ce mă deranjează pe mine este că imediat se raliază 3 întreprinzători, 2 știu sigur, 2, dar toți o să fie, sigur. Toți, o parte dintre ei sunt aici. Și pot să vă spun... Nu, toți înseamnă... Domnul Munteanu, toți înseamnă foarte mult. Dar această lipsă totală de pragmatism... Băi, vreau să... Văd despre ce-i vorba și după aceea să mă opun. Dacă nu știi despre ce-i vorba. Noi am trimis aceste notificări pentru concesiune, pentru că acel teren de 1000 de metri pătrați, care vizează o parcare pe sol, poate să se transforme în
o parcare subterană de 1000 de metri pătrați și încă o parcare pe sol de 1000 de metri pătrați, care dumneavoastră, la momentul respectiv, nu o să fiți afectat deloc de situația cu parcările, dar o să mai apară încă 40-50 de locuri de parcare sau pentru altă destinație. În fața hotelurilor noi avem bază de tratament. Ați acolo, în munte, avem. Acolo parcarea... Există specialiști de... care spun unde este cel mai potrivit să faci parcări. Eu nu sunt chiar așa de deștept. Eu cred că studiul de soluții, dacă se... Eu o să vă oprească, o să vedeți. Bun. Există o probabilitate. Există o probabilitate, mi-a spus consultantul, că undeva într-o localitate din sud s-a început o parcare, s-a umplut cu apă și nici astăzi nu s-a mai golit. Există o probabilitate. Dar de ce să blocați acest proiect înainte ca el? Dar de ce nu îl faci acolo unde arată ca la Balamut? Pentru că încă nu sunt sigur că e mai bine unde spuneți dumneavoastră. Dacă îmi permiteți o intervenție, singura industrie a orașului este turism. Așa. Iar Stălicul Moldovei este recunoscut în Europa pentru calitatea aerului. Fiind încărcat bionegativ, oamenii fac tratament fără să vină în mod special și eu să facă tratament pentru că e respiratorii. Cred că nu este oportună o parcare care să polueze în fața unităților hoteliere. Subscriu și eu la o parcare făcută o parcare, pentru că e necesară, dar într-un alt loc care să nu polueze. Deci asta a fost ideea. Deci, domnul consilier, o mașină care ajunge aici, are ca scop să meargă mai departe, încă 2 km, respectiv va polua mult mai mult. Acest turist va fi preluat de un mijloc de transport electric și tocmai de asta că țineți așa de mult la aerosălicul, ar trebui să fiți de acord cu acest proiect. Domnul primar, dacă ziceți chestia asta, cred că primordial... Proiectul în sine, da, dar nu cu locația. Trebuie găsit altă locație. Bun, pista de schi are un impediment. Nu știu, nu e exclus să fie la pârtea de schi. De fapt, pista acolo, parcarea este mult mai mică și are 2 impedimente. Unul că în următorii 3 ani de zile, pentru acordul de parteneriat pe pârtea de schi, terenul ăla, parcarea este în administrarea Consiliului Județean pe proiect, respectiv nu se poate întrerupe. Și 2, pentru că de la pârtea de schi la deal vin cetățenii noștri. Nu pot să te filtrezi, ar trebui să faci acolo un punct de control, să-i spui, tu faci la pârtea de schi, tu du-te la deal, că ești de-al ăla. Adică, cu cât avansăm mai spre stațiune, cu atât putem să realizăm acest parc în rai, care va fi, de fapt, ca scop principal, reducerea de nopți. Venus intră aici. Bun, domnul consilier, nu e exclus să se facă la biserică acolo în parcare vis-a-vis de izvoare, să se facă la Venus, să se facă, nu e exclus. Dar la momentul acesta suntem în faza de studiu de soluții. Eu vă promit că la următoarea ședință voi veni cu un studiu de soluții, vă uitați toți pe variante și vom lua o decizie în cunoștință de cauză. Și mă deranjează această atitudine de a bloca fără să știi ce blochezi. De fapt, noi nu suntem de acord cu chestia asta, dar fără să știm ce va aduce plus acest proiect. Nu știu, domnule, că aici scrie plus 5. Este o propunere. Dar, dumneavoastră, unde credeți că ar fi 5 etaje? Păi, nu gândesc așa, că o să fie mai mult decât din Nu, mi-e pare că s-a strecurat eroarea asta, dar nu are nicio legătură cu înălțimea. Dimpotrivă, cea mai mare înălțime care va fi blocată ca vizibilitate la sol a fost calculată la vreo 1,50 m, dacă nu mă înșel eu. Adică peste construcția asta veți putea vedea cu ochiul liber. Da? Deci, adică fiecare stațiune are un loc al lui. Da, aici, da. Mai puțin Stării Moldova, care s-au vândut toate terenurile. Dumneavoastră știți că Stării Moldova a avut și teren de fotbal. A avut și teren de fotbal, a avut totul. Păi ne limităm și noi la ce avem. Am putea, într-adevăr, să ducem parcarea asta pe Romeo, la fundul Săricul, să transiteze toți. Acolo să parcheze, acolo să vină înapoi pe jos. Dacă azi, sigur, pentru dumneavoastră ar fi mai bine. Dar dacă ar avea și o logică de bun, eu vă doresc succes în afaceri și, și vă asigur că este ultimul lucru ca noi să nu venim în sprijinul dumneavoastră. Dar sunt sigur că noi să vă putem mulțumi pe toți. Eu sunt sigur de chestia asta. Pentru că un proiect îl deranjez. Eu mă duc la prietenul, în fine, și spun asta și spune, fără să pună nicio întrebare, niciodată nu ai să realizezi proiectul ăsta. Doamne, nu-l realizezi.
dar trebuie să am conștiința în păcate că am încercat. Dar și dacă dumneavoastră veți vota că nu se face, eu pot oricând să spun că am încercat, dar din păcate asta a fost situația. Față de a nu deranja pe nimeni, față de a nu deranja pe nimeni, prefer să facem ceva cu riscul că vom deranja pe cineva. Asta este ceea ce cred eu. Dacă dumneavoastră credeți altceva, sigur că aveți posibilitatea să vă exprimați punctul de vedere de fiecare dată. Eu am făcut o prezentare și am zis că poate găsiți o soluție. Bun. Căutăm toate soluțiile, vi le prezentăm pe toate și în cunoștință de cauză veți lua decizii. Ședința s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare.